Țăranii, fie cei care se ocupă doar cu cultivarea pământului, fie cu creșterea animalelor, pot să facă din munca lor o afacere. Prin accesarea măsurilor din PNDR, banii europeni pot sta la baza unei noi afaceri. După ce fermierii din mai multe localități oltene au aflat despre modul de accesare a acestor fonduri, a venit și rândul celor din Izbiceni. Sunt localități unde fermierii nu au înțeles ce înseamnă oportunitatea de a accesa fonduri europene, o informație clară și corectă. Nu știți foarte multe lucruri vis-a-vis de subvențiile pe care le putem obține nu numai prin programe europene și, bineînțeles, vreau să vorbim astăzi și despre programul de tomate prin care dumneavoastră veți primi 3.000 de euro dacă cultivați 1.000 de metri pătrați de solar. Sunt un binevenit pentru ajutorul țăranilor, mai ales în ziua de astăzi. Oamenii au venit în număr mare la întâlnire, iar sub măsurile 6.1 și 6.3 au fost cele mai solicitate de către fermieri. Astfel de întâlniri sunt extrem de binevenite pentru fermierii din județul nostru, pentru că încercăm să-i informăm, să le oferim informațiile de care au nevoie pe înțelesul lor. Prezentăm în cadrul întâlnirilor atât cele mai populare sub măsuri, respectiv 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, și 6.3, sprijin pentru modernizarea fermelor mici, cât și alte măsuri care pot fi accesate din noul PNDR. În primul rând, despre măsura 6.1, pot să vă spun, are două finanțări de 40.000 de euro și 50.000 de euro pentru persoanele care se încadrează între 12 și 30.000 de ESOR până în 30.000 de ESOR. 40.000 de euro dacă se depășește acest prag, să duce până la 50.000 de euro, 50.000 de ESOR. Ce înseamnă acest lucru? Mulți dintre dumneavoastră în vechiul PNDR ați accesat măsura 141 și 112 și știți vestitele UDE-uri. Aceste UDE-uri s-au transformat acum să numesc ESOR. Săptămâna aceasta vor fi informați fermierii din Cilieni și Izbiceni. Aceste întâlniri au avut rezultatele așteptate. În urma acestor întâlniri s-au prezentat pentru consultări în vederea accesării unei măsuri din PNDR alți fermieri. Asta ținând cont de faptul că numai anul trecut cei de la Sindicatul Producătorilor Agricoli au depus peste 150 de proiecte doar pe cele două submăsuri, 6.1 și 6.3.